bună și bine ați venit la această importantă sărbătoare a comunității noastre. Înainte de a-mi prezenta cuvântul pe care l-am pregătit pentru astăzi, vreau să vă aduc la cunoștință că la manifestările noastre participă din partea unor instituții sau organizații județene următorii invitații. Domnul lector universitar Florin Popescu, președintele organizației județene PDL, domnul deputat Plăiașu Gabriel din partea organizației PNL Dâmbovița și de asemenea domnul general de brigadă Constantin Tănase, președintele Asociației Cultul Eroilor filiala Dâmbovița. Doamnelor și domnilor, preacucernici părinți, stimați invitați, anul 1532 reprezintă pentru noi locuitorii Fieniului piatra de temelie a existenței noastre din punct de vedere documentar. Primul Hristov, ce poate fi socotit actul de naștere, poartă data de 14 iulie a acelui an, iar cuprinsul său ne arată că aici existau oameni cu mulți ani înainte. Un argument categoric în acest sens ne este oferit și de un sit arheologic descoperit cu ani în urmă în punctul Izlaz, aflat la nord-vest de zona locuită a Fieniului, reprezentând o așezare din epoca bronzului timpuriu. Confirmarea prezenței umane pe aceste meleaguri ne-a făcut-o și scriitorul și arheologul Cezar Boliac, care, cercetând Valea Ialomiței, în anul 1869, a descoperit la Valea Caselor așezare aparținătoare acestor locuri încă din epoca dacică, un zid ce proteja zona și care avea o grosime de un metru și chiar mai mult, construit din pietriș mărunt de gârlă, frământat cu humă vânătă și amplasat la intersecția dintre apa Ialomiției și vâlcelul Valea Băcanului, iar vechimea acestuia se situează cu mult înainte de 1532. Cu alte cuvinte, viața umană a existat pe aceste teritorii ale noastre și în preistorie și în antichitate, dar adevărata istorie, confirmată de Hristoave și de zapise îngălbenite de veacuri, începe în anul mai sus amintit. Așa cum lezne putem înțelege din cuprinsul primului act scris, Vlad, domnul țării românești, de la 1532, ocină în fiencilor doi frați, Nan și Stan, cu fiilor care pun bazele așezării. De la acești prim locuitori nominalizați, cât și de la menționarea așezării, avem posibilitatea să urmărim dezvoltarea Fienilor ca întindere și populație până în zilele noastre. Stimați cetățeni, am trecut în revistă o parte dintre principalele evenimente și fapte care au marcat evoluția comunității noastre pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Mulți dintre cei care s-au născut aici au clădit reperele noastre istorice, alții au avut curajul și demnitatea să-și pună viața scut pentru apărarea pământului nostru strămoșesc, devenind eroi printre eroii neamului. Lor le datorăm recunoștința noastră, asumându-ne în același timp responsabilitatea de a marca prin activitatea ce o desfășurăm prezentul și viitorul Fienului. Datorită faptului că orașul dumneavoastră se numără printre localitățile din județ care sunt cele mai atente cu eroii neamului nostru, am adus aici de la București, de la Asociația Națională, o diplomă pentru domnul jurist Budoiu Adrian, pe care o mânesc cu mare cinste, alături de medalia Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, cu atestarea respectivă, medalia aurită pe care vă rog să o purtați în vitrina noastră cu cinste. Deci urmare a activității dumneavoastră, a Consiliului dumneavoastră și a locuitorilor localității. Felicitări! Domnule Coroane, de fapt, delegația primăriei orașului Fieni.